Sau tuturor, numele meu este... Ați vrut întotdeauna să călătoriți în timp sau să vedeți anumite timpuri? Oare ați putea să vă convingeți singur că existența dinozaurilor chiar a contribuit la evoluția acestei planete? Sau puteți vedea viitorul unde tehnologia a evoluat de-a lungul timpului? Deci, desigur, voi... Puteți să faceți asta dacă ar putea să fie inventată mașina timpului, deși totodată progresul ăsta necesită de sigur timp. Însă ai vrea să călătorești în timp. Eu pot să simt asta, desigur. Mulți ar vrea să călătorească în timp. Desigur, va avea mai multe avantaje pentru voi. Nu numai doar pentru știință. De exemplu, atunci când te trezești, nu, timpul stă pe loc. Când e dimineața și ai de sub să dormi mai mult. Sunt mai multe activități, desigur. Dacă ai putea avea control de prima timpului, desigur. Însă oprirea timpului nu a fost descoperită încă. Deci să revenim la cele de ducerea în viitor și totodată putem să ducem în viitor și să descoperim lucrurile și misterele călătorii în timp, dar problema este că nu putem călători în trecut. Mulți spun că călătoria în trecut ar fi imposibilă. Dar dacă călătoria în trecut ar fi posibilă, clar. Și cum putem... Dar ar fi posibilă, dar problema este că ar putea... Mulți spun că ar putea crea paradox. Mai mulți oameni de știință spun asta. Dar desigur, În videoclipul de astăzi o să vă explic eu despre chestiile de bază ce poate să vă ajute în călătoria în timp. Pentru că mai mulți dintre voi nu prea sunteți așa experimentați când e vorba de călătoria în timp. Dar o să vă văd niște lucruri despre călătoria în timp și despre cum puteți să evitați orice paradox dintre toate. Desigur, înainte să începem episodul, aș vrea să vă rog ceva. Mai întâi dați și vă like, apreciez-vă dați și vă like, dați și un comentariu mai ajuns prin nimeni, mă de faceți asta, dați și share-a pentru voi să vadă și ei dacă aveți prieteni sigur, e sigur să subscribe la subscribe să fie numită, familia Vision și desigur apăsați și cu clopoțel, ca să vă intre notificare pentru noi videoclipuri pe care le postez. Deci, să începem videoclipul. Prima regulă atunci când călătorești în trecut. Niciodată, dar niciodată să interacționezi cu alte persoane în trecut. Pentru că asta e o mare problemă. Desigur, să imaginăm că tu ai mers în trecut și întâlnești pe anumite persoane cunoscute. Și totodată se întâmplă să fii, nu știu, două persoane care se iubesc. Și vorbești cu o persoană între ele, o fi băiat sau fată, și problema, și uite ce s-a întâmplat. Ei doi nu se mai pot să mai înțeleagă și probabil, știți, probabil a fost... străbunicii a unui puș ce a inventat deja mașina a timpului pe care acum a călătorit cu el. Și ce s-a întâmplat asta? Pur și simplu copilul nu mai a existat în acel timp. Pur și simplu călătoria, dar nu mai duce înapoi în prezent, acum e imposibilă. Îi dau un exemplu așa. Astfel, ai creat două părți, care se numește timeline. Mulți știu despre timeline. Timeline-ul, desigur, este o porțiune a timpului care nu toate pot fi accesate. Asta se întâmplă din cauza unui fenomen numit efectul fluturului. Orice acțiune pe care o faci tu ar putea schimba întreg. Ar schimba complet și radical timpul. Desigur, o singură mișcare ar putea crea un efect al fluturului. Desigur, depinde de alegerile pe care le faci și cum le faci, desigur. Desigur, efectul fluturului pur și simplu alterează timpul creând astfel un timeline în mai multe părți. Desigur, sunt o grămadă de timeline-uri. Acum, deci nu putem să accesăm între ele, că nu avem mai și foarte și dispozitiv foarte
sofisticate și îmbunătățite ca să putem călători la acele taine noi. Deci doar putem călători numai într-o parcurs a timpului, într-o singură linie noi putem călători. Deci nu avem cum să mai călătorim în alta, scuzați-mă. Deci orice acțiune pe care ai făcut-o în trecut e finito. Deci nu mai poți să mai repari. A doua regulă, să nu întâlnești cu persoane care sunt rude cu tine sau probabil din generația ta mai veche. Este exact ca paradoxul sub-bunicului. Paradoxul bunicului, desigur, stă în felul următor. Tu te duci în trecut, ca exemplu, și îți vezi bunicul. Și apoi decizi să-l omori. Și după aia nu mai a existat ce să mai nască mama ta și după aia nu mai ai cu ce să mai existi tu. Pur și simplu aia e. Dar fie o excepție, dar oricât de ori ar rămâne bunicul în viață, totul ai decide să-l omori. Deci nu este nu contează faptul dacă a murit, avea sau nu avea să-ți omori pe bunic. Ideea este faptul că asta ar crea paradoxul bunicului. Chiar dacă tu ai decide să te oprești pe tine însuți de a mai ți omori bunicul, dar oricâte ori ai încerca să te oprești pe tine însuți, tu, soția ta în trecut, o să totul se întoarcă. Deci nu ai cum să oprești un paradox. Și nu ai cum să-l oprești, sigur. Desigur, mulți oameni au creat istoria pentru cei mai mulți, dar știi informația asta ca să aibă grijă că în cazul în care am creat mașina, oamenii știința în sfârșit au creat mașina timpului, să evite aceste tipuri. Dar desigur, nu a putut să mai continue studiile despre paradoxul timpului, adică nu, despre călătoria timp, deoarece existența paradoxului. De asta o spun că călătoria în trecut este imposibilă. Și asta este motivul principal de toate astea. Regula a treia, călătorie în timp. Atunci când călătorești înapoi în același punct, să nu te întâlnești niciodată cu tine însuși, adică cu soția ta din trecut. Că asta ar fi foarte rău. Aceea mea paradoxul bunicului. Poate mai unim și paradoxul bunicului, iar tu din soția ta, adică din viitor, oprești pe soția ta din trecut și spui să înceteze. Dar problema este că ai creat deja un al paradox și nu e vorba de paradoxul bunicului. Desigur, ce prieten, ai creat o continuitate a spațiului timp. Pisura ce ține universul întreg și intact. Și dacă se distruge, întreg universul ar fi distrus. Puf, și a dispărut. Singura care sunt două motive de a opri acest paradox. Ori, soția ta din viitor mare, iar cea soția ta din viitor o să rămână, sau soția ta din viitor va călători în timp iar. Însă dacă soția ta din trecut încetează asta și va înțelege, pur și simplu soția ta din viitor o să dispară, nu o să mai există. Chiar dacă ai călători în timp. Însă ca să mai existe în continuare, a trebuie să se întoarcă înapoi timp în aceeași punct a momentului unde el de tu din trecut iar o să faci treaba cu paradoxul bunicului, dar problema este că vei face un paradox cu trei sosii de ale tale și asta ar fi foarte rău. Deci în concluzie, nu te niciodată cu tine însuți atunci când călătorești în timp, atunci când chiar dacă ai mers în aceeași punct al viitorului. Deci soția mai bine este de a împiedica paradoxul. Atunci când soția ta din trecut va decide să călătorească în timp, iar cea soție, adică tu, să călătorească în timp. În acel moment, atunci când soția ta din trecut a plecat. Mă spuneți că o să fie
este un pic complicată, dar totodată unele complexe este mai ușor de înțeles. Numărul 4, desigur, este nu te atașezi niciodată emoționat de anumite persoane. Bine, nu zic să nu te atașezi de anumite persoane, da, din trecut, desigur, dar zic să nu te atașezi emoțional, că altfel nu ar fi bine deloc. Întreabă asta și ai face o anumită prostie ce afecta întregul viitor. Numărul 5. Niciodată, dar niciodată să nu te implici în treburile altora sau să te implici în anumite chestiuni. Că altfel vei strica mai multe și vei strica desigur cu întreaga istorie. Și pur și simplu ai schimba întreg timeline-ul și tot așa mai departe. Desigur, este o soluție pentru toate astea. În fapt, desigur, de paradosul temporal, desigur, paradosul unde nu poți să mai accesezi vii sau care de a mai accesa drumul spre prezent sau paradosul bunicului de a strege existența totalitate. Desigur, aveți nevoie de anumite lucruri esențiale ce va putea ajuta de a putea călători cu în siguranță și de a nu crea alte paradoxuri. Deci, așa, în primul rând trebuie să ai multe cunoștințe despre istorie, cunoștințe despre tine și despre toate urmașii de generația ta. Desigur, să aveți desigur cunoștințe despre este paradosul în timp și despre călătoria în timp. Asta e foarte clar. Și sigur să ai pricepere de a nu fi observabil. Pentru că dacă ai vrea cu adevărat să oprești ceva ce ar putea să schimbe radical viitorul, adică într-un un sens mai bun al lucrurilor, trebuie să te acoperi întreg. Să nu fii observabil. Mai mult ai îmbrăcat ceva negru pe tine să nu fii descoperit. Desigur, în afară de asta, trebuie să știi ce se va întâmpla și cum se va întâmpla și sigur să ai bună analitică a situației, a posibilităților, a că în timp miliarde de posibilități s-ar putea întâmpla. Desigur, să-ți cronometezi, desigur, la ce timp și în ce mod ai putea să te duci în viitor fără în trecut, fără măcar să te vezi pe tine însuți, soția ta din trecut și așa mai departe. Asta sunt chestii esențiale pentru a putea călători în timp. Deci țineți minte, puteți, călătoria în trecut poate să fie posibilă fără măcar să creați paradoxuri în momentan. Desigur că puteți călători și în viitor, să aflați mai multe modalități de a încerca mai multe gadgeturi și tot așa mai departe. Și aflarea, desigur, vei afla istoria Universului. Și a călătoriei în timp, desigur. Bine, incredibil că mulți oameni vor să criogenizeze. Poate cu criogenizarea, da, este posibilă. Că putem să călătoriem în timp doar dacă ne înghețăm și putem să ajungem în viitor. Deci, mulți spun că nu este posibil, deoarece nu avem substituție să putem să ne hrănim. În filmul Avengers Endgame, eroii se duc înapoi în trecut folosind mici atomi. Deci Eggman s-a întors înapoi în lege, aflând faptul că călătoria în timp este posibilă într-un univers atomic, unde oprește realitatea timpului. Pur și simplu ai mers pentru câteva minute în universul atomului și când te-ai întors înapoi, pur și simplu a trecut câțiva ani. Și Avengers se duc în universul atomului, se duc în Infinity Stones, dar asta, treaba cu universul atomic nu are nicio legătură cu timpul însuși. Adică două lucruri care nu pot să fie înțelese, desigur. Deci posibilitatea putea să ne criogenizăm corpul, unde sistemele noastre, organismele noastre ar putea să se oprească în timp. Fiecare organism
imunitar, zic, criogenizat, poate este oprit în timp. Deci, pur și simplu, posibilitatea de a putea criogeniza peste viitor este posibilă. Momentan. Că mai mulți sunt mulți care argumentează treaba asta. Desigur, astea sunt toate cheile posibile. Desigur, pe cum am ajutat nelămurire treaba asta cu călătoria în trecut până în viitor, sau toate chestii despre timp care nu ați știut vreodată, să apară în azi, să știți despre treaba asta. Desigur, asta sunt chestii atât și cu episodul cu videoclip de azi. Puteți desigur vedea videoclipurile trecute pe care le-am făcut. Puteți desigur vedea Galaxy of Pen & Paper Plus One Edition, episodul 21, despre cum iar piații atacă. Aflăm despre identitatea beta-ului, desigur, tărarea lui Stewart, care de fapt era Joe din trecut, care, adică, într-un fel, el devenind astfel conducător. Sau puteți vedea videoclipul de interacționare despre videoclipul lui Daragiu, a.k.a. Alpaca Regio, despre videoclipul sau despre cum gândește câinii. Câinii sau câine. Cum gândește un câine despre jurnalul Daragiu. Puteți vedea și episodul de videoclipul de sigur. Deci eu am fost și sigur ne vedem de la viitoare. Pa!